Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, sub umbrela programului Sănătate 2021-2027, derulează proiectul investiții în infrastructura secției de oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava pentru diagnosticarea și tratamentul cancerului, cu o valoare eligibilă cu TVA de peste 10 milioane de lei. Acest proiect, deja validat în urma verificării administrative și de fond, se află în prezent în faza de evaluare tehnică și financiară. Scopul său principal este achiziția de echipamente și dotări esențiale pentru secția de oncologie, menite să îmbunătățească semnificativ procesul de diagnosticare și tratament al cancerului. Printre echipamentele ce vor fi achiziționate se numără fotolii de chimioterapie, monitoare pentru semne vitale, stații centrale de monitorizare, defibrilatoare, electrocardiograf, cafe portabile, paturi de spitalizare cu elevator, infuzomate, pompe de nutriție, lămpi de examinare, aparate de vizualizare, vene, rampe de distribuție, gaze medicale, mobilier pentru saloane și cabinete, cărucioare pentru medicamentație, urgențe și pansamente și stații de andocare cu 6 posturi. În anul 2023, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava a înregistrat un număr total de 57.426 de pacienți. Dintre aceștia, 41.519 pacienți au fost internați în regim de spitalizare continuă, iar 15.907 pacienți au beneficiat de spitalizare de zi.